Salut, pești! Voi face citirea pentru relații și voi începe cu relațiile unei femei cu ascendent zodie, lună plină în pești. Să găsim femeia. Pentru o femeie. Aveți gânduri negre, deci ceva vă bântuie așa, ceva vă îngrijorează. Este ceva care vă face să vă gândiți că nu veți reuși să faceți ceva sau că veți primi un răspuns negativ. Haideți să vedem. 1. Contractul. O veste despre un contract. 2. Șoaricii pică în locul norocului, bărbatul pică în poziția vaporului, în poziția casei apare biciul, cearta, voi care sunteți cei care decideți, cei care luați anumite decizii, în spatele vostru, deci în poziția norilor, casa, în poziția șarpelui, pomul, în poziția sicriului, blocajul, nu e prea bine, și cheia vine în poziția buchetului. Deci am zice că voi veți primi o veste legată de un contract. Cineva o să vă comunice acest răspuns, o să vă aducă această veste. Această veste, voi încercați să vă găsiți o soluție. O soluție care să vă aducă o rezolvare a contractului, a relațiilor. Deci vă doriți ceva benefic, ceva care să vă aducă bucurie. Această rezolvare, cheia, da? Soluție pe care o gândiți. Voi veți decide probabil, dar și veți avea poate o problemă de sănătate datorită suferințelor, datorită nedreptăților care vi s-au făcut, a minciunilor, a răutății celor din jur. Acest lucru poate să vă aducă o cădere de vitalitate, de energie și totul s-ar părea este din cauza eforturilor pe care le-ați făcut să vă înțelegeți cu un bărbat, să ajungeți la o armonie, la o înțelegere cu un bărbat. Acest lucru s-ar părea că este această influență. Să luăm spre ce priviți voi? Voi priviți spre o ceartă. Am zice că este ceva la care vă așteptați. Este ceva care vă gândiți că se va întâmpla. Este inevitabil această ceartă. Ceartă care poate fi despre un contract pe care l-ați primit și sau un răspuns, sau poate să fie chiar o logotnă. Și influența va fi spre a avea o pierdere. Dar totul poate să fie atenuat, să nu fie o pierdere atât de mare, să fie ceva care este suportabil și veți depăși acest moment. Această ceartă
vă face să aveți o cădere de energie, de vitalitate, aspecte care vă influențează foarte mult și vă dați seama cât de mult v-a mințit celălalt, v-a adus o suferință, fiindcă apare o suferință aici. Și vă dați seama că ceva s-a încheiat definitiv. Adică blocajul acesta, muntele, care aduce un blocaj definitiv, este și o finalitate, o încheiere. Vă dați seama că, de fapt, totul s-a încheiat. Speranțele voastre că s-ar putea să se rezolve sunt zero. Vă dați seama că nu vor fi rezolvate și nu are sens să vă mai gândiți. Dacă luăm casa care vine în spatele vostru și voi nu lăsați cumva deoparte, fiindcă v-ați făcut niște iluzii sau, am zice, ați sperat să primiți niște răspunsuri sau să primiți un ajutor pentru a rezolva o problemă cu o casă, fie că vreți să o cumpărați, fie că sperați să vă revină vouă și vorba de un partaj, este ceva care lăsați cumva în spate această speranță că veți primi un răspuns benefic. În schimb, eforturile voastre pe care le-ați făcut legate de o relație cu un bărbat vă arată că, de fapt, va duce o pierdere și trebuie să faceți față la această pierdere. Norocul vostru este că pică într-o poziție bună, unde, să zicem, reduce această putere, această influență a pierderii este redusă. Și această casă pentru voi este destul de importantă. Voi vă doriți să aflați o soluție, dar, așa cum am spus, aveți și această influență a unui bărbat. Voi ați făcut eforturi, ați făcut tot ce ați putut pentru a avea o înțelegere cu acest bărbat, dar s-ar putea să nu fie și să vă aducă totuși această pierdere. Voi găsiți până la urmă o soluție legată de această casă, grădină, casă, căminul vostru. Găsiți o soluție. O soluție care zic eu că este benefică, fiindcă ea vă duce și spre o încheiere. Ceva se va sfârși în viața voastră, se va încheia această suferință dată de blocaje, de întârzieri, se încheie și soluția găsită de voi va aduce bucurie, va aduce un contract, o relație, ceva care este benefic pentru voi. Haideți să vedem, să continuăm cu femeia, am terminat. Vom continua cu un bărbat. Da, deci un bărbat. Cu ascendent zodie în pești.
Aveți crinul la baza pachetului, deci crinul am putea spune că este vorba de un sfat pe care îl primiți din partea unei persoane care are mai multă experiență și își dorește să vă ajute, să vă dea un sfat bun care să vă folosească. Haideți să vedem. 1. Șoarecii. 2. Casa. 3. Luna. 4. În poziția casei, vulpea. 5. Sunteți voi. 6. Cheia. 7. Inima. 8. Veste. 9. Berze. Deci, voi veți gândi anumite decizii legate de o veste pe care o primiți, dar această veste care este adusă de un călător vă spune că veți avea o pierdere. Este un fel de furt, este așa îl considerați voi. Este o pierdere care vă deranjează. Această pierdere s-ar părea să fie legată și de o mutare, să se impună o mutare. Dar să știți că este o mutare care o să constatați în viitor că este benefică pentru voi și că v-a ajutat. În ceea ce privește resurse, eforturile voastre pentru resurse, aceste eforturi v-au dus foarte mult spre visare. V-ați amăgit singuri. Ați zis, dacă fac lucrul ăsta, voi primi la schimb. Am reușit. Dar s-ar părea că nu va fi așa. Voi vă iluzionați. Iubirea pentru voi este riscantă, fiindcă o arătați pentru cineva care chiar v-a produs suferință, v-a mințit, v-a trădat, vi s-a făcut nedreptăți și considerați că este această suferință legată de iubirea voastră. Să vedem pentru ce priviți voi, priviți la cheie, priviți la soluție. Dar soluția voastră este o speranță. Voi gândiți că dacă ați aplicat, să ziceți, ideea asta, ce soluție găsiți voi ca să nu pierdeți ceva? Păi, această soluție, așa cum am spus, este o iluzie. Nu o să vă duc o rezolvare, fiindcă vă duce spre iluzii, spre amăgiri, spre o mutare. Această soluție vă duce spre această amăgire. Amăgirea asta, iluziile voastre făcute pentru eforturile pe care le-ați făcut, vă duc totuși să aveți noroc legat de o casă. Adică voi încercați multe tertipuri, multe lucruri, dar până la urmă aveți noroc. Adică norocul este de partea voastră. Și veți rezolva o problemă legată de o casă, de un cămin, de o grădină, de familie. Este un aspect destul de benefic, să știți, fiindcă este o rezolvare norocoasă. Această soluție pe care o găsiți voi vă duce și spre o mutare. O mutare care va fi benefică. Fie că vă mutați cu locuința, fie că vă mutați cu locul de muncă, este o mutare benefică. O mutare care vă rezolvă o situație, o încheiere, primiți o veste și vi se spune gata, s-a terminat cu, eu știu, cu datoria, cu ceva legat de această mutare. Poate unii dintre voi veți prefera să vă mutați într-o casă mai mică și să terminați să nu mai plătiți datorii. Și atunci se încheie ceva pentru voi. Dar este o încheiere, așa cum am spus, care va aduce bucurie. Lăsați în spatele vostru o vulpe. Vorbim de o femeie, de un bărbat, de o femeie, o persoană roșcată, care știe să-și folosească tot ce are la dispoziție pentru a minți, pentru a fura, pentru a vă păcăli.
Ea este venită numai să vă păcălească și să vă fure cu ceva. Și chiar asta reprezintă, fiindcă ea încearcă să-și arate sentimente pentru voi, dar totul de fapt nu vă aduce decât o suferință, să știți. Această iubire arătată de această vulpe va aduce suferință, va aduce nedreptăți, trădare și în final veți primi o veste legată de o pierdere, de un furt. Furtul acesta, așa cum am spus, este legat de casă. Dar totuși veți avea noroc că acest furt nu o să vă influențeze această situație legată de casă. Și vulpea rămâne cumva cu ceea ce, să zicem, că a sperat să poată ea să vă creeze această pagubă și sentimentele care vă fac până la urmă să suferiți, dar vă duc și la o finalitate. Veți avea în final un răspuns, o scrisoare care arată că totul s-a încheiat și treceți printr-o perioadă de transformare, de renaștere. Întotdeauna spunem că renaștem după o suferință foarte profundă. Așa și voi s-ar putea să aveți o suferință destul de profundă și să renașteți după ce veți cunoaște sau veți citi această scrisoare. Aceasta a fost citirea pentru pești. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!